Lucrurile s-au aranjat cum nu se putea mai bine. Todoruț s-a arătat bucuros de întâlnire. S-a stabilit și data, a doua zi. Locul? Păi, unde un loc mai bun decât la Augustin acasă? Acolo nu exista niciun motiv de suspiciune. Ora? Zece dimineața, ca să nu fie grabă. Primul sosit Todoruț veni cu tot arsenalul teologic de care dispunea. La ora zece și câteva minute sosi și Costin. De față era familionul Augustin, Mihai și George. Cei doi interlocutori se salutară cald frățește. Privind la cei doi pastori, George admira faptul că nu exista niciun semn din spiritul competiției sau al confruntării. Augustin deschise întâlnirea cu rugăciune simplă. Doamne, dă-ne lumină din cuvânt! După ce teologii luară loc la masă, față în față, George îi se adresă lui Todoruț. Hă, domnule Todoruț, i-am împărtășit fratelui Costin ce le auzite din cura dumneavoastră despre legăminte. Dacă o socotiți de bine, aș dori să dezbateți acest subiect. Apoi pot veni și altele. Toată lumea a fost de acord. Augustin Mihai și George, căzură la voială să nu intervine în dezbatere decât după ce subiectul se va considera ipuizat. Aveau dreptul să noteze orice întrebare. Costin ridică mâna și ceru cuvântul. Frate Todoruț, mi-ați permite să expun eu punctul dumneavoastră de vedere? Al meu? Râse Todoruț, cu plăcere, dar să-mi dați voi să vă intervin acolo unde eventual n-ar corespunde. E, e numai normal, replică Costin. Timp de 20 de minute. Costin desfășură cu uimitoare exactitate, ba chiar cu mai multe detalii și texte biblice, poziția lui Todoruț. Când termină, se lăsă tăcerea. George aștepta încordat pasul următor. Uluit, Todoruț rămase fără cuvinte. Păi, dacă cunoașteți toate acestea, cum de mai țineți atâta la lege și sabat? Costin zâmbi enigmatic. Aici este mirarea. O să aflați în expunerea punctului de vedere nu al meu, ci cel biblic, așa cum vi-l voi prezenta. Și liniștit, scoase din geantă Biblia, două coli albe și câteva foi cu notițe. Frate Todoruț, mi-ați permite să folosesc metoda întrebare-răspuns? Asta și pentru folosul celor prezenți. Todoruț, dădu binevoitor din cap. Să luăm epistola Sfântului Pavel către Galateni, capitolul 3 versetele 7 până la 9 și apoi citiți, vă rog, și 15 până la 17. Todoruț, citi. Dumnezeu a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desfințat. Și Costin continua. Aici, ca și în Roman 4, cu versetul 13 la 17, Pavel face o descriere a legământului Harului. Ați vrea să spuneți din textul citit, pe cine are în vedere legământul cel nou? Biserica Noului Testament, răspunse liniștit Todoruț. Permiteți-mi să spun, continuă Costin, că e parțial corect, căci în versetul 16 din Romani, capitolul 4, Pavel precizează că în sămânța lui Avram se include atât Israelul, cei sub lege, cât și cei convertiți dintre păgâni. Pastorul Todoruț examină textul pe gânduri. Privirea lui Costin se ascuții, de parcă era un arcaș gata să-și lanseze săgeata. Și acum, frate Todoruț, în ce constă noul legământ? Care este făgăduința centrală pe care este construit? Mântuirea, spuse Todoruț, mântuirea celor ce cred. Hmm. Mântuirea este doar consecința legământului, spuse Costin. Vreți să citiți răspunsul lui Pavel? Acolo, în Evrei, capitolul 8, cu versetul 8 la 10. Cu oarecare teamă, ca în fața unei surprize neplăcute, Todoruț deschise și citi. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Costin luă cuvântul. Aceasta este făgăduința. Eu voi scrie legile mele în inimile lor. Despre ce lege este vorba? După o clipă de gândire, Todoruț spuse. Legea iubirii. Este corect, frate Todoruț, dar e vag. Sursa pe care o citează Pavel este mai precisă. Rețineți că Pavel își construiește întreaga teologie a legământului doar pe Vechiul Testament, exact secțiunea pe care creștinii, în general, o consideră expirată. Frate, citiți Ieremia 31 cu versetul 31 la 33. Totul citi. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un nou legământ, voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Mulțumesc, frate Totoruț! Citiți, vă rog, și Ezechiel 36, cu versetul 26 la 27, vă rog! Totoruț, răsfoi Biblia, găsi locul și citi. Vă voi da o inimă nouă, și voi pune în voi un duh nou voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să împliniți legile mele. Spuneți-mi, frate Todoruț, știau apostolii la care lege și la ce porunci se refereau ei? Citiți-vă rog în Iacov, în Noul Testament, Iacov 2 cu 10. Și Todoruț citi. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate frate Todoruț, ați putea spune la ce lege și la ce porunci se refere apostolul? Întrebă Costin. Todoruț ezita. Costinul rugă. Citiți versetul următor, versetul 11. Și el citi. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Deci, la ce porunci se referea Pavel? Insistă Costin. La decalog, zise Todoruț. Legea iubirii la care ați făcut referire este într-adevăr sângele, esența decalogului. Iubirea însă nu substituie legea celor 10 porunci, ci o împlinește, cum spune Pavel în Roman 13 cu 10, unde scrie, cine iubește a împlinit legea. Deci, dragostea este împlinirea legii. Augustin așeză pe masă pahare și apă. Oamenii băură. George, nota de zor ce auzea. Mihai asculta senin, după cum îi era felul. Ceea ce înțeleg până aici, reluă Costin firul, este că legământul cel nou exista și pe timpul lui Avraam, iar obiectul în jurul căruia se încheie legământul este decalogul lui Dumnezeu, pe care credința nu-l abrogă, ci din potrivă, cum spune Pavel în Roman 3 cu 31, deci prin credință desfințăm noi legea, nici de cum, din potrivă, noi întărim legea. Augustin interveni. Nu mă văd în stare să vă contrazic, dar în capul meu e vraiște. Unde mai e vechiul legământ? Și care e deosebirea dacă nou legământ este tot legea și nu harul? Vă înțeleg nedumerirea, spuse Costin. Sper ca la sfârșitul expunerii să avem răspunsul clar. Aș putea continua? Juriul dădu din cap. Ziceam că nou legământ exista pe timpul lui Avram, cu care Dumnezeu a încheiat legământul. Dar de când există el? Când a fost legământul instituit, legământul cel nou? Oamenii tăceau pe gânduri. Citiți, vă rog, Geneza, capitolul 3. Acolo, împovărat de vinovăție, Adam și Eva fug și se ascunde Dumnezeu. Dumnezeu însă îi caută, îi găsește și rostește o făgăduință Versetul 15 din capitolul 3 din Geneza. Todoruț, care îl știa pe de rost, răspunse, O, minunată făgăduință, că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Da, frate, așa este. Aici găsiți primele două elemente din cele opt din care este constituit legământul, anume făgăduința și sămânța. Costin se întoarse spre George. Frate George, sunteți jurist. Ați putea să ne ajutați cu o definiție? Ce este un legământ? Fără să clipească, George răspunse. Legământul, un acord între două părți care se angajează solemn cu privire la un obiectiv oarecare. Frate Todoruț, care sunt cele două părți în cazul nostru în geneza 3: Păi, e Dumnezeu și Adam, răspunse Totoruț. Dar, nu înțeleg, zise Costin, unde este angajamentul lui Adam dacă el e parte din legământ? Toți cei trei sfredeleau textul cu ochii, și răspunsul nu venea. Vedeți, nu există, conchise Costin. Adam era în vrăjmășie cu Dumnezeu. Deci, care sunt cele două părți care încheie legământul? Pentru că Todoruț tăcea, Costin lăsă întrebarea în aer și continuă. Acum să luăm cazul cu Avram. El nu era vrăjmaș, ci prietenul lui Dumnezeu, corect? Dialogul devenea tot mai provocator. Care este angajamentul lui Avraham atunci când Dumnezeu încheie legământ cu el? Geneza 17, 4-7. Vreți să citiți? Todoruț, dăduc curs solicitării. Iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine. Acesta va fi un legământ veșnic în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Spuneți, frate Totoru, se angajează Avram cu vreo promisiune? Nu pare, spuse el. Costin puse Biblia jos, își îndeptă spatele. Era pe punctul să spună ceva foarte important. Aici este un al treilea punct, unul extraordinar, care caracterizează legământul cel nou, și anume, Legământul cel nou este un act unilateral. Dacă în orice legământ sunt cel puțin doi actori, aici este unul singur, pur și simplu Dumnezeu se angajează unilateral printr-o făgăduință, să ridice sămânța din Adam, apoi din Avram, pe lume binecuvântarea tuturor neamurilor. Interesant! șopti Todoruț. Acum spuneți, salvarea promisă lui Adam era pe baza meritelor omului sau prin har? Todoruț să un zâmbet. Fără discuție, era prin har. Geneza 3 cu 15 mai este numit și proto sau prima rostire a Evangheliei. Adevărat, frate Todoruț, de aici decurge un al patrulea punct al concluziei. Legământul făcut cu Adam și cu Avram era chiar legământul Harului. Totoruț ridică mâna a obiecție. Dar atunci, de ce ați spus, dumneavoastră, frate Costin, că obiectul noului legământ este legea? Augustin stătea cu gâtul aplecat în așteptarea loviturii decisive voia să afle mai repede care e câștigătorul confruntării. Costin răspunse printr-o contraîntrebare. Frate Todoruț, care este scopul sau funcția harului? Păi să aducă iertare de păcat. Doar atât? Exasperat de șirul argumentării, Augustin izbucni. Dar ce vrei mai mult, frate? Ca să detensioneze atmosfera, Costin tăcu o vreme. Apoi se întoarse spre Augustin. Odată iertat, puteți de acum să păcătuiți liber, că doar sunteți iertat. Și citea apoi Romani, capitolul 6, versetul 14 la 17. Să păcătuim noi, pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har, nici de cum. Spuneți. Dacă păcatul este călcarea legii, cum scrie la 1 Ioan 3 cu 4, iar dacă legea este dreptarul adevărului, Roman 2 cu 20, atunci, pe lângă iertare, ce-mi mai dă harul? Putere ca să nu mai păcătuim, răspunse Todoruț. Asta e. Putere ca să nu mai călcăm legea lui Dumnezeu. Am aici un citat dintr-o carte a lui Rashduni, The Institutes of Biblical Law, publicat în 1973. Scopul Harului nu este să dea la o parte legea, ci să o împlinească, adică să împuternicească omul de a o ține. Dacă legea a fost atât de serioasă în ochii lui Dumnezeu încât a cerut moartea lui Isus Hristos, singurul fiu al lui Dumnezeu, spre a face ispășire pentru păcatul omului, ar fi cu totul straniu pentru Dumnezeu să abandoneze legea. Costin puse pixul pe masă. Întorcându-se spre ceilalți, adăugă. Acesta este al cincilea punct și anume Legământul Harului are ca scop împlinirea legii divine în noi. Dar cine este agentul Harului? Prin a cui putere? Roman 8, versetul 2, apoi 4, scrie Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Prin Duhul Sfânt, Adăugă totorut. Acesta este al șaselea punct al noului legământ: că Duhul Sfânt lucrează în noi, ascultare din dragoste de legea lui Dumnezeu. Simțind că au ajuns la un punct de odihnă, participanții se relaxară. Costin le zâmbi: Mai puteți? Mai sunt încă două puncte foarte importante. Unul după altul, deșertară paharele cu apă tulburat, Augustin deschise geamul, simțea că nu mai are aer. Iată următoarea întrebare. De când a intrat în vigoare legământul Harului? Fără să deschidă Biblia, Todoruț recită textul din Apocalipsă 13 cu opt din memorie. Mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Corect, frate Todoruț. Vă să zic că Înainte de întemerea lumii, Isus, în preștiința sa, s-a angajat să fie jertfa de ispășire pentru păcătos. Până să vină El, Dumnezeu rânduise sistemul jertfelor ca simbol al lui Isus. În contul jertfei ce avea să vină, legământul Harului devenise operațional chiar în Grădina Edenului. Acesta este al șaptelea punct. Augustin renunță să mai scrie. Privea în jos. Era un pachet de nervi. Degetele băteau darabana în masă. Și acum vine punctul opt. Când a fost stratificat acest legământ al Harului? Fără ezitare, Todoruț răspunse. La cruce, frate! Așa este! Ei bine, tocmai de aceea se cheamă nou pentru că ratificarea lui a venit la multe sute de ani după ce fusese ratificat legământul de la Sinai. Augustin nu se mai putea abține. Dar zi odată, frate, ce i atunci legământul vechi, dacă nu vechiul testament? Izbucnirea lui parcă destinse atmosfera. Costin se lăsă pe spatele scaunului. Am sezizat că erați de mult în așteptare să cercetăm legământul vechi. Și Costin deschise la Exod, capitolul 19. Suntem la muntele Sinai. În versetele 5 la 7 Dumnezeu spune poporului, Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți spăzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci pământul, tot pământul este al meu. Iar poporul, continua Costin, Fiți atenți ce spune poporul. Poporul se angajează. Vom face tot ce a zis Domnul. Moise îi mai confruntă dată. Nu puteți ține. Iar ei răspund la fel de încrezători. Vom face și vom asculta tot ce zice Domnul. Lăudabilă intenție, dar oare și realizabilă? Pavel mărturisea că oricât s-ar strădui, vezi Roman 7, de la 18 la 20, oricât s-ar strădui, omul nu poate împlini legea în putere proprie. Or poporul abia scos din robie, încă nu cunoștea neputințele naturii umane păcătoase. Și Dumnezeu, ca în alte dăți, le oferă o lecție. El zice, pe temeiul acestor cuvinte, adică ale cuvintelor poporului, el încheie cu ei legământul de la Sinai zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Vezi Exod 24, 78. Pe temeiul căror cuvinte? Ale legii divine, zise Todoruț. Costin clătină din cap. Nu, frate, aici e cheia, Vechiul legământ s-a încheiat nu pe temeul cuvintelor lui Dumnezeu, ci pe temeul cuvintelor poporului, pe făgăduința lor de a împlini legea. Și cât timp a durat acest legământ, frate Todoruț? A, nici 40 de zile. Vedeți? Legământul vechi se întemea pe făgăduințele omului păcătos. În schimb, legământul nou se temea pe făgăduința lui Dumnezeu, eu voi pune legile mele în mintea lor. Eu le voi scrie în inimile lor. Eu vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți să împliniți legile mele. Eu, eu, tot eu. Vedeți dar de ce spune Pavel că legământul nou era așezat pe făgăduințe mai bune, adică nu pe făgăduințele omului, ci pe făgăduințele lui Dumnezeu. În sufragerie se lăsă liniștea lui George, argumentarea logică și exclusiv biblică îi readucea claritate în minte, dar tulburare în suflet. Sperase la o dezertare onorabilă din fața marei lupte. Și acum, Costin mai adăugă o reflexie. Mă uimește bunătatea fără de marginea lui Dumnezeu. Nu numai că nou legământ opera încă din Eden, dar a operat chiar și atunci când poporul s-a dedat la adorarea vițelului de aur. Când Moise, în fața apostaziei, îi cere lui Dumnezeu să-și aducă aminte de jurământul făcut lui Avram. vezi Exod 32 cu 13, Dumnezeu e de acord și reconfirmă legământul nou, adică cel adamic și cel avramic. Iată, eu fac un legământ eu voi face. Citește Exod 34 de la 10 la 27. Notați bine. Harul nu este invenția Noului Testament. El a operat de la început și continuă să lucreze până la sfârșit. Și bun și răi trăim în virtutea legământului nou. Cât îl privește pe cel vechi, el a fost doar un legământ pedagogic prin care poporul să învețe, să învețe omul păcătos că singur nu este în stare și că are disperată nevoie de Hristos. După câteva clipe de tăcere, Costin se adresă tuturor. Acum aveți întrebări? Frate Costin, zise Totoruț, eu nu sunt teolog propriu zis, sunt doar pastor. N-am notat. Aș putea avea foile dumneavoastră. Vă aparțin. Și văzând că nimeni nu zicea nimic, Costin se ridică. Este ora 12. Eu m-aș retrage dacă îmi dați voie. Costin își lua rămas bun de la toți și plecă. Augustin îl pete până la ușă, apoi se întoarce. Păi, păi nimeni nu zice nimic, întrebă el iritat, frate Todoruț. Frate Augustin, cum am spus, eu nu sunt teolog. Trebuie să-i consult pe profesorii mei. După aceea, poate, vom avea ceva de zis. Doar poate, mormăi Augustin mulțumit. Todoruț se ridică și el. George se retrase în camera sa, rumegând demonstrația biblică a lui Costin. Dacă are totuși dreptate, mai exista o portiță de scăpare, sabatul. Ieși repede în sufragerie. Todoruț încă nu plecase, era în ușa. Domnule Todoruț, asta cu legamentele e mai complicat, dar mă interesează cu sabatul. Neapărat trebuie să o lămuriți este sau nu este obligatoriu. Mai trebuie sau nu trebuie să-l mai ținem. Vă rog, aranjați cu profesorii dumneavoastră. Pentru mine este vital. Mă înțelegeți? Vital! Chipul lui George exprima implorare pe pragul dezolării. Todoruț își puse mâna pe umărul lui. Vă promit că voi face totul pentru o dezbatere viitoare și, cred din toată inima că vă va aduce lumină. După Todoruț, ieși și George până în cișmiciu. Gândul îi fugea tot la Ana. Ce-ar fi să trag o fucă până la ea? Nu merge. Tocmai atunci, mobilul din buzunar început să vibreze. Plin de speranță îl scoase. Nu era ea. Era un SMS de la Gina. Ce-o mai vrea? Sângele-i se urcă în urechi. Scria. Peste două zile vine băiatul tău acasă. Are nevoie de bani. Trimite 5.000 de lei deocamdată. După aia mai vorbim. Pa! George stăpozit telefonul în buzunar. Nesimțita. După ce mi-a prăpădit economiile de la Mihai ca să-și întrețină peștele, mai vrea și bani de supărare el pufni un râs în ciudat. Cinci mii, pe drogurile lui băiatul să aștepte mult și bine. N-avea de când să-i răspundă. O să se vadă la partaj.